Salutare YouTube și bun venit la un nou vlog, de data aceasta un pic mai diferit față de cum v-ați obișnuit. Sunt cu Cătălin în mașină și mergem spre Pitești pentru că trebuie să fac revizia la mașină, trebuie să schimb uleiul, filtrul de aer, de particule, chestiile uzabile. Dar vreau să verific și o problemă mică la această mașină. De când am fost în Germania la campionatul de freestyle skateboarding, am avut o mică problemă. De fapt, am întâmplat o mică problemă pe drum. Nu mai băga cu putere aer. Dintr-o dată, așa s-a întâmplat, poc. Și vreau să văd care este treaba. Ori s-a înfundat vreun filtru de particule, ceva, nu înțeleg. Dar vreau să mă duc la reprezentanța din Pitești și să verifice toată treaba asta. Pe lângă faptul că trebuie să-mi schimbe tot uleiul și tot ce trebuie. Ah, ia uite. Risk of particle filter clogging. See handbook. See handbook. E bine că m-am dus asta și a făcut programare. Deci a fost noroc chiar. La fix cu filtrul de particule. Așa, și bineînțeles că o să dureze câteva ore pune până o să pună la punct mașina, cei din Pitești. Așa că o să luăm un taxi și o să mergem prin centrul Piteștiului. Și de ce nu, poate ne întâlnim cu câțiva care își joacă cu Kendama, pentru că nu e vreme de skate, din păcate. O să fac un vlog live pentru treaba asta, dacă este cineva, și oricum, orice vrei să spui. Fan meeting, vreau să zic că suprafața din skatepark e teroare, e varză. Da, adică am fost, când am fost cât în Pitești noi ultima oară? Am mai fost eu și după aia, da. E teroare, nu e, n-ai ce să faci pe suprafață, e groaznică. Da, deci la aia modul... poate pentru role e ok, știu că era ceva mișcare cu rolele, nu știu dacă mai e. Da, chiar în Pitești chiar era o mișcare mare cu rolele. Dar nu știu ce s-a întâmplat. Ideea este că nu, skateparkul de la ei din Pitești trebuie... De fapt, suprafața, flat-ul trebuie turnat un ciment din ăsta, fiind cum au turnat în Herăstrău, frate, că n-ai ce să faci. Skateparkul ăla. Probabil cred că trebuie făcut de la zero, pentru că nici rampele alea n-au nici rampele alea sunt îmbinările la rampele, făcuseră, puseseră tablă și bătut cu niște nituri, nu știu, o portere. Da. Și asta vorbim de 2012, ceva de genul vorbim de când am fost noi ultima oară. Da, cred că tot. Cum arată acum. Și aia este faza. Haideți să vedem ce o să iasă din vlogul ăsta, că na. Până acum v-am explicat ce vrem să facem. O să lăsăm mașina aici la băieții de la Citroen Creative Technology. Să vedem ce se întâmplă și mergem direct spre centrul Piteștiului cu un taxi. Ia uite. Bă, direct. Citroen. Am ajuns la Mac. Nu prea sunt așa mândru de mine că mâncăm de la Mac, dar am luat doar cartofi, asta este, nu este nicio problemă. Cătă are o chestie, nu știu cum se numește. Bagel cu chiftea de asta de burger și cu omletă și cu ceva brânză imitație cheddar. Habar n-am dacă e cheddar. Să mâncăm un pic la Mac și după aia o să mergem prin centru să vedem ce putem face prin centru. Facem prostituție alimentară. No, merge din când în când, e ok. La cât pasul mănânc eu de obicei? Da. Gata, am ajuns în centrul Piteștiului. Yo. Așa, și eu o să stăm un pic. Ar trebui să fac un live, Și poate facem un battle mic de Kendama. Mi-am luat oricum Kendama la mine, pentru orice eventualitate. Și văd că e târg de ceva. Sunt mărțișoare, ca și în Slatina. Mă miram de ce e așa aglomerat în centru. Dacă filmați la Fornetia, ci? Da, cred că am șters ce am filmat la Fornetia, dar am luat Fornetia, biserica. Dar nu știu ce dracu am șters, aia e faza. Vedem noi după aia acasă. Gata, a fost pe ce până ne-ți-o pitit și acum veni să mănânci iar. Să ai așa, că s-a dat știre. Ciorile astea sau ce dracu sunt stâncuțe, sunt jmecherero și o mâncare care pleacă pe ea.
pe aia să iei alta. Sunt ca veverițele astea. Suntem din nou în centrul Piteștiului și ne-am întâlnit cu... Țicu Alexandru. Alexandru se dă pe skate. Se pare că este cam singurul care a mai rămas skater prin Pitești. Și uite ce coincidență mare să ne întâlnim cu singurul skater care a mai rămas prin Pitești. Care mai e treaba? Ce mai zici? Ce se întâmplă? Crezi că... Păi, mă bucur și eu că a venit primăvara și am ieșit la un session înainte de școală. Foarte bine. Ce zici? 2018 o să reînceapă lumea să dea pe skate, să fie mai bine față de 2017, că 2017 a fost mort. Cu siguranță, adică sunt destui care încă promovează sportul ăsta. Să sperăm că o să facem diferența anul ăsta, în 2018, pentru că... Na, cum am spus, 2017 a fost dezastru. Da, cu Kendama sunt mai mulți copii aici. Cu Kendama, da, păi în toată România sunt zeci de mii. Deci asta nu se pune problema, dar noi vorbim acum de skate, că aici suferim noi. Da. Da, asta este faza. Dacă vrei, stăm un pic și filmăm două, trei tricuri, dacă vrei să te bag în video. Vrei, da? Căta, am promutat placa să dea un treflip. Aproape. Mai dai o dată? Hai mai încearcă o dată. Oh! Yes, yes. Yes, yo. Ala e. Hai că l-ai luat. Hai văzut? Merge. Ăla e. Hai că se pune. Merge, se pune. Lasă așa. Toți începem de undeva, nu? Se pare corect. Lasă, tu ține-te de treabă acolo, frate. Vino în Pitești, boss. Da, el mă filmează acum în timp ce fac live, să spun la lume că sunt în Pitești. Pe YouTube. GoPro. Dacă mai vin și sâmbătă, vin și eu. Nu pot, boss, că azi am venit cu mașina la reparat, nu pot să vin. Plec la 11:30 de la școală. Bun. Oh, Iulia Zeha, salutare. Bună, Iulia. Oh, cred că m-am întins ca dracu. Oh, ai văzut-o? Ce zici de asta? Oh, pana mea, frate. Trecem Argeșul. Uuuh! Avem molo acolo. Ne ducem spre parc și direct în skate park, să vedeți și voi în ce condiție se află skate parkul. Eu și Cătălin l-am văzut în anul 2012, ultima oară. Suntem chiar curioși în ce stadiu se află acum. Și-au schimbat un pic podurile. Nu? Parcă ăsta e, da, pe rotund. Da, podurile ăla nu era pe rotund, pavele au pus pe aici. Da, au mai schimbat un pic. Arată mai bine. Da. Dar skateparkul. Hai că mergem acum la skatepark să vedem ce se întâmplă. Problema de tine. Bă, ăsta e înghețat, mă? Da. Bă, e înghețat. Da, de ce este înghețat? Da, a fost trecut. Da, e cald afară, frate. Hai. Bă, nu, e la margine, nu e înghețat, frate. Aici, în mijloc, un pic de gheață. Dă cu o piatră ceva. Te-ai făcut flașca. Ai vrut tu să bagi piciorul în gheață, na? Nu e că mi-am dat șuzi cu de-aia impermeabile, nu s-au dat. Pe bune? Ai spray din ăla? Am spray de la Daikman Youth. N-au nimic. Păi ești nebun? Cât a costat spray-ul ăla? 20 de lei. Trebuie să iau și eu, frate. Pentru profit din ăla și e bun că ține și apa, știi? Uite, chiar, eu știam că există spray din ăsta, dar n-am găsit să cumpăr, știi, că n-am omorât să caut, știi? Asta este o piatră, dar astea sunt... Nu prea am cum. Bine, dracu, că n-am pus-o mai tare, că îmi băgam tot picior. Da, e gheață. Aici e un puțin mai înghețat, da. Hai să vedem unde e skateparkul ăla. Mamă, cum a făcut la Wall când era să mă duc în gheață, am ieșit să fac poze și m-am dus pe mânul Wall-ului. Și am mers eu câțiva metri, pa. Bă, și a făcut gheața, cr și am luat crăpătul. Eu mamă. Ia uite, și intrăm în skatepark. Și cătă, spre surprinderea mea, nu prea arată atât de diferit față de 2012. Bine, flat-ul e tot de căcat, crăpături și lipituri și au turnat, dar rampele, uite ce sunt. Nu, mamă, nu sunt binate deloc, adică arată ca dracu. Deci spuneam că nu arată foarte diferit față de 2012. Deci, da, bine, nu știu dacă o să vadă suprafața. Deci e un bitum, ca să vă zic așa, de tot rahatul. Dacă te dai o zi sau maxim două cu placa de skateboard, ți-o faci căcat aici, ți-o faci rechin, ca să zic. Ascuțit, creion ți-o faci. Sunt praf făcute.
Cu tablele astea pe aici acum. Sincer să fiu cu voi, prezintă direct un pericol public mai degrabă decât să faci un sport extrem. Dar chiar și așa. Ia uitați-vă cum arată Olibox ăsta. Uite așa aici. Aici nu sunt binate la fel. Deci, dacă vă întrebați de ce moare skateboardingul și nu numai skateboardingul, este pentru că nu se face absolut nimic în România asta și nu or să facă niciodată, atâta timp cât avem gândirea asta în continuare și lăsăm să votăm pe cine nu trebuie. Hai faza. N-am ce să vă mai arăt, îmi pare rău. Trebuie... Este o dezamăgire. Din păcate, înainte, când eram mai tânăr, eram în total entuziasmat când intram în skatepark-uri noi. Dar, sincer să fiu, îmi las un gust amar când văd în ce stadiu au ajuns anumite skatepark-uri care erau chiar faine la început. Uite, un exemplu bun ar fi skateparkul din București, din Tineret. A ajuns un dezastru, o groapă de gunoi a ajuns. Și nu ar fi el singurul care a ajuns în asemenea postură de tot rahatul. Ați văzut cum arată skateparkul din Pitești? Nu știu dacă s-a văzut exact cum l-am văzut noi cu ochii noștri, pentru că pe fișaiul ăsta se vede puțin mai multă imagine în cadru și se vede un pic mai la distanță, dar vă spun sigur, e dezastru skateparkul. Flatul ăla e dezastru. Poți să te dai doar cu BMX-ul eventual. Înainte până să mă duc în Reșița, ziceam că e nașpa, dar asta e... Da, noi ziceam că în Reșița e nașpa, suprafața din Reșița, dar ăsta e... Și ce trebuia să facem noi, mă, Cătă? Un selfie, frate, aici. Pe pod făcusem poze mai. Da, când făcusem noi? Avem noi pozele alea, dar facem noi acum un selfie, frate. Da. Hai că facem acum un selfie. Gata, am rezolvat problema. Bye-bye, Citroen. Ne auzim anul viitor. Ce faci, măi, boss, aici, editezi? Mm-hmm. Cătălin s-a apucat de editat pe laptop. Haideți să-i dăm drumul. Da, boss. Ba, așa. Bun, mai avem un pic și am ajuns și noi înapoi în Slatina. Am făcut tot ce trebuia. Am schimbat uleiul. Filtrul de particule, de aer. Mi-a zis tipul ăla de la Citroen că era îmbibat de frunze, de nămol, de praf. Praf era făcut, știi? La modul ăla. Așa, și m-am trezit că trebuie să schimb și plăcuțele de frână pe spate. Asta nu știam, e bine că na, le-am schimbat și pe alea. Numai că am avut o surpriză neplăcută, să zic. La plecare nu mi-au închis bine capota și bine că mi-am dat seama de treaba asta, pentru că se auzea un sunet în față și se ridica un pic capota. M-a zis, mă, ce dracu se întâmplă, știi? Și bine că mi-am dat seama și am oprit, am dat pe avarii și am dat repede pe dreapta. Nino. ANP plimbă. Așa, am dat pe dreapta și capota nu era închisă bine, frate, ești nebuna, că putea să-mi sară în față capota și să fac dracu accident. Am oprit pe dreapta, am dat pe avarii, am închis capota și iarăși am descoperit încă o surpriză neplăcută. Mi-am găsit capota zgâriată. Și vorbesc cât se poate de serios. Nu știu care e faza. Ei au spus că poate să-mi arate pe camere de supraveghere că s-a lucrat impecabil la mașină. Doar s-a ridicat capota și nimic nu s-a umblat deloc la ea, nu s-a pus nimic peste ea. Dar eu știu cum arăta mașina mea când am dus-o. Ieri am spălat-o și am dus-o astăzi la reprezentanță. Și când am scos-o din reprezentanță, pur și simplu am niște zgârieturi pe capotă pe care nu le-am văzut ieri sau în zilele trecute. Adică clar e mașina mea, îmi dau seama dacă am zgârieturi sau nu. Și sunt destul de vizibile, pot să zic. Adică nu sunt foarte minore, știi? Sunt destul de vizibile. Dar mă rog, am trecut cu vederea. Acum trebuie să mă duc cu ea la poliș când o să fac timp să îi fac capota. Poate eventual și câteva zgârieturi de prin spate sau pe lateral, că n-am ce să fac. Dar, na. Să facă reducere Zorlescu ăla, bă. Mă duc la Zorlescu, dacă știți pe Zorlescu. Zorlescu cu rolele, nebunul. Așa, lucrează la vopsitorie și polișare în Craiova. Cred că o să-i dau o vizită, să mă duc cu Citroen Creativ Tehnologic peste el. Zorlescu de moca, bă, vrem. Nu mă duc moca. Nu că el lui îi place, el face din pasiune. A face pasiune, nu? Păi n-ai văzut ce dracu și transformă mașina aia, toată ziua îi face câte ceva. Da, Transformers. Da, cam asta a fost treaba. Nu sunt
pot spun că sunt foarte supărat pe treaba asta, dar nu mi-a picat bine să-mi văd, adică, na, puneți-vă în locul meu să vă duceți cu ea și la reprezentanță să o reparați, să-i schimbați tot ce aveți de schimbat la ea și după aia la sfârșit să plecați, să constatați că n-a fost bine închisă capota, putea să faceți accident și vă trezeți și cu câteva zgârieturi în plus, așa, ca bonus, pe capotă. Nu prea e o senzație faină, dar na, eu nu sunt genul de persoană răutăcioasă sau să caut ceartă de după. Luar ar foc să ia. Na, așa ca idee. Așa că aveți grijă, dacă aveți mașină și vă duceți cu ea, uitați înainte ce zgârieturi aveți, să nu vă trezeți cu altele fresh. Da. Mergem în Slatina. Zilele următoare o să filmăm ceva de skate, pentru că a venit căldura și în sfârșit putem să ne dăm pe skate, frate. Ajunge cu Atakendama, vreau și ceva skate, frate. Și asta a fost închiderea vlogului. Ne auzim la următorul video, bagabonți mici. Pa, pa.